Sunt foarte emoționat. Și vreau să vă spun, înainte de a prezenta foarte pe scurt aceste două volume și a vă aduce din adânc de suflet mulțumiri pentru că v-ați adunat într-un număr atât de mare la această manifestare de suflet, am reușit să donez și a patra casă din Spermezeu, Muzeului în aer liber de la Pitești, Muzeului etnografic Golești. În momentul în care am ajuns acolo, în vizită, împreună cu un alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeșului, domnul director știa de donațiile pe care le-am făcut și mi-a adresat rugămintea ca să aduc o casă de la Spermezeu și să o așez și acolo. Avea un loc pregătit, anume, lângă o altă casă adusă din zona Ilvelor. Și am identificat o casă care urma să fie demolată, casa bătrânilor mei vecini și rudenii, Grigorie și Ludovica, de lângă casa mea părintească. Acolo mi-am petrecut alături de cei care mă însoțesc acum frumoși ani ai copilăriei. Și este o casă străveche de secol XIX, reconstruită de bătrâni și am luat ca un semn al lui Dumnezeu acest moment și am reușit să o decompun și să o duc la Golești, a fost acoperită. Urmează ca să o împodobim anul acesta și să o inaugurăm într-un viitor foarte apropiat și sigur că mi-aș dori ca toți cei care suntem acum aici împreună să ajungem și acolo, în frumosul muzeu etnografic de lângă Pitești, la această sărbătoare de suflet. Eu sunt recunoscător a tot milostivului Dumnezeu, pentru că m-am vrednicit să ajung și acest moment și să-mi fie alături, în mod deosebit, în al preasfințitul Părinte Dovnicesc, Mitropolit Andrei și toți prietenii mai vechi și mai noi și, în mod deosebit, familia extinsă de la poalele Țibleșului. Cu sfătuire și cu binecuvântare, Dumnezeu a rânduit această zi și vreau să vă mărturisesc că am editat mai multe cărți, însă am evitat lansările la acestea. Am fost nevoit să lansez cele două volume editate de Polirom la Iași, însă celelalte editate de Episcopia Europei de Nord nu le-am lansat oficial. Însă dacă Dumnezeu a rânduit ca să pot lansa acest folclor muzical de pe văile, acest volum cu zestrea folclorică muzicală de pe văile Țibleșului, am zis că vin în traistă și cu această cărțulie prezentată de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și de domnul academician Ioan Bolovan, care nu este altceva decât transcrierea conferințelor pe care le-am susținut în ultimii ani în țară și în străinătate, este o propunere la cum ne putem păstra integritatea sufletului într-o lume a fragmentării și a surogatelor spirituale. Textele le puteți asculta, le puteți citi, însă conferințele le puteți asculta, fiindcă aproape toate au fost postate online. Însă, la acest prim volum de folclor muzical din zona mea natală, de la poale munților Țibleșului, și la volumele care urmează să fie editate, am lucrat foarte mulți ani. Fiindcă munca de culegător nu s-a încheiat odată cu intrarea mea în monahism și hirotonia mea într-un preot și mai apoi carhiereu, ci de fiecare dată când reveneam acasă, mai găseam câte ceva, mă mai întâmpina câte un bătrân, câte un vârstnic, bătrân în sensul duhovnicesc, așa, câte un vârstnic, care și-a mai adus aminte câte o melodie străveche sau câte un text pe care le-am consemnat de îndată și le-am adăugat. Am pus punct, dar poate că o să fie și o ediție a doua, o să mai completăm, poate, dacă va fi cazul, însă cred că stratul străvechi
al zestrei muzicale de la Poalele Țibleșului a fost cuprins, fiindcă aproape toți cei care mi-au oferit aceste comori de suflet au trecut la cele veșnice. Mai este aici Alelea Urica de la Molișet, care a venit însoțită de fiica și de nepoată. Pe atunci, Anda, pe care o cunoașteți cu toți, era un pruncușor la sânul mamei, când am ajuns eu pe zăpezi, până pe vârful Țibleșului, acolo unde locuia Lelea Urica cu Badea Pompei, iar Lelea Teodora, slavă lui Dumnezeu, este în viață, a venit și ea însoțită de fiica Lenuța și de nepotul Sergiu. Sergiu era un copilaș, așa a ajutat pe bunica să-și mai aducă aminte câte ceva din străvechile hori, din Grumas sau din colindele pe care și bătrânii le-au uitat, fiindcă nu le mai colindau, au părut cântecele de stea mai noi și unele dintre colinde nu mai erau colindate în sat și în felul acesta am reușit să le adunăm împreună și să devină la fel de redevină la fel de vibrante cum erau odinioară, fiindcă aproape toate ansamblurile de la Poalele Țibleșului au editat câte un album de colindă. Și îi felicit. Cele mai multe colinde, așa cum v-a zis, sunt din stratul vechi și au fost uitate. Fotografia pe care am așezat-o pe coperta acestui prim volum de folclor muzical de pe Văile Țibleșului provine din Spermezeu, am salvat-o din mâna tremurândă a unor bătrânei. Este o fotografie din perioada interbelică, din anul 1936, de la Jocul Satului, pe care am ținut-o cu multe scumpătate și acum am reușit ca să o prelucrez și să ilustreze acest prim volum. Nu-mi lungesc cuvântul, fiindcă tot ceea ce am consemnat aici o să ne fie transmis cu foarte multă bucurie și talent de către cei vârstnici, de către cei tineri care au venit de acasă, de la Poalele Munților Țibleș, cu această zestre nepieritoare a unei culturi populare, organice, vibrante și străvechi. Le mulțumesc din adânc de suflet, mai întâi de toate, părintelui meu duhovnicesc, înalt preasfințitului Andrei. Mâine voi fi cu înalt preasfinția sa și la gala dedicată înalt preasfințitului părinte mitropolit Bartolomeu, cel care și l-a dorit atât de mult ca urmaș la Cluj pe înalt preasfințitul Andrei. Am fost martor și am consemnat acest lucru și în volumul dedicat în altul 10 ani cu mitropolitul Bartolomeu. Așadar, toți ucenicii în alt preasfinției sale, în frunte cu părintele mitropolit Andrei, vom fi mâine seară la Casa Universitară, la ora 18, la gala dedicată în alt preasfințitului Bartolomeu, fiindcă luni 18 martie, anul acesta, în prima zi apostului, este ziua nașterii în alt preasfințitului Bartolomeu. Așadar, îi mulțumesc în alt preasfințitului Andrei că mi-a fost alături și mi-este alături, neîncetat și aici, acasă, la Obârșii, dar și în Scandinavia, a fost de atâtea ori și m-a susținut și nu m-a lăsat singur, așa cum a spus în preasfinția sa, și nu mă lasă singur. Și este un lucru binecuvântat și minunat, atâta vreme cât avem un povățuitor duhovnicesc. Nu putem să ne simțim singuri atâta vreme cât avem un părinte duhovnicesc. Mulțumesc bunului meu prieten, academicianului Ioan Bolovan, mulțumesc maestrului Ioan Bocșa, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și celor pe care îi cunosc și celor pe care încă nu-i cunosc și o să-i cunosc acum, dar în mod deosebit le mulțumesc celor de acasă, care în frunte cu păstorilor și cu primarilor sunt cei patru primari al celor patru mari comune de la Poalele Țibleșului, primarul comunei Zagra, cu toate satele aparținătoare, primarul comunei Căianu Mic, cu toate satele aparținătoare,
primarul comunei Spermezeu, cu toate satele aparținătoare, și primarul comunei Târlișu, acolo unde s-a născut marele nostru roman Liviu Repreanu, cu toate cătunele pe care le-am străbătut de-a lungul și de-a latul și de unde am adunat tot ce se mai putea aduna din zestrea strămoșească. Așadar, le mulțumesc pe de-o parte fraților preoți și pe de alta primarilor și credincioșilor și vârstnicilor și tinerilor din ansamblurile folclorice veniți de acasă și totodată și preoților care au odrăslit la poalele munților Țibleș, nu puțini dintre ei colaboratori apropiați ai înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, între care, iată, și Părintele Vicar Administrativ, născut la Căianu Mic. Vă mulțumesc din suflet și vă rugăm, maestre, să coordonați acest program muzical pe care o să ni-l ofere, pe de o parte, ansamblul pe care l-ați întemeiat și prin care împărtășiți frumosul pretutindeni aici și în străinătate, și pe de alta vor fi ansamblurile locale venite de la Târlișua, Spermezeu și Căianu Mic, cu cele mai străvechi cântece rituale, fiindcă acest volum, așa cum a menționat și doamna Luci Augusta Iștoc, autarea, cuprinde toate cântecele ocazionale, pe de o parte cele ceremoniale, iar pe de alta cele neceremoniale. Din aceste cântece o să vă cânte frații și surorile veniți de la obârșile noastre, de la poalele munților Țibleș. Totodată se cuvine să mulțumesc doamnei Monica Hriscu și colectivului editurii Curs, fiindcă a făcut posibil apariția acestei cărți sub egida Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române. Le mulțumesc tuturor celor care s-au ostenit, vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne sunteți acum, aici concret, și cei care ne urmăriți online în aceste momente. Și dacă am uitat pe cineva, vă rog să mă iertați. Nu mi-am scris, când îmi scriu pe hârtie, atunci nu uit pe nimeni. Sau și atunci poate se mai uit pe cineva. Dacă am uitat pe cineva, vă rog să mă iertați. Vă mulțumesc tuturor deopotrivă și se cuvine la oaltă să mulțumim a tot milostivului Dumnezeu pentru toată darea sa cea bună și tot darul său desăvârșit.